Hello, beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt în căutarea interesantului. Iar astăzi plecăm din Nidri, stațiunea pe care am vizitat-o în episodul trecut, cu acest minunat port și aceste minunate priveliști între munte și mare, și mergem la 10 km de Nidri să descoperim cascada... What is the name of this waterfall? I don't remember. I will tell you now. Cascada Dimosare. Bă, deci n-ai cum să nu-ți placă, deci n-ai cum. Se află la 10 km de Nidri și toată lumea spune că este un loc senzațional. O iau astăzi pe Victoria și mergem să descoperim această minunată cascadă. Mergem acolo, Victoria? Da. What, da? Da, mergem acolo. Mergem acolo, bravo! Mergem acolo. Toate site-urile de specialitate ne spun că odată ce ajungi în Nidri, după ce vizitezi orașul, trebuie să mergi la cascade. Noi urcăm acum la munte. Am trecut o mare livadă de măslini și urcăm spre cascade. Mergem să vedem ce ne așteaptă acolo. Deja începe zona muntoasă. Este atât de diferit. La mai puțin de 10 km sunt plajele acelea exotice, iar acum suntem în mijlocul junglei, la munte. Mergem să vedem cascadele din Nidri. După mai puțin de 10 km de mers cu mașina din Nidri, am ajuns aici. Aici este capătul și parcarea unde trebuie să-ți lași mașina ca să mergi la cascade. Eu și cu Victoria ne lăsăm mașina aici, închidem tot și ne pregătim de mers pe jos cam un kilometru jumate. Sper să merite. Toată lumea spune că dacă ajungi în Nidri, trebuie să vezi neapărat cascada aceasta. Mamă, ce eco aici. Look this rock, it's so big. And look, and water. Oh, let's drink that little fresh water. Mamă. Deci ne lăsăm mașina aici, cum ți-am spus, și avem de mers un kilometru jumate până la cascade. Acum hai să vedem niște apă. Victoria, water. N-am ajuns, dar deja îmi place. Maybe this is the waterfall. I hope not. Ah, it's good. You wanna try? But you are sure that we can drink it? Of course. Looks like it's for drinking. Oh, it's good. Primul lucru peste care vei da după ce vei parca mașina este cafeneaua aceasta. Construită în jurul unui platan și o grămadă de mici cascade cu apă de jur împrejur. Este super interesant. Și acum începe urcarea propriu-zisă. But look there! Oh! Wow, so clear water there. And this is a rock. But you can't see it. Oh, run, run, we go. După ce te apuci de mers, priveliștea și ceea ce vei vedea în jurul tău te va motiva să ajungi la această cascadă. Nu știu cum arată, n-am mai fost niciodată, dar deja pot să spun că este foarte fain și merită să vii până aici. Mai ales în zilele călduroase de vară. Este exact ce trebuie după o zi de plajă. Fii atent cum arată apa. Cred că ăsta e un semn că ne apropiem. Este foarte fain. Și poți să iei și un loc să te odihnești. No, no, obosit. No, we are not tired. We get motivation now, portion of motivation, and we are ready to go there, up, up. Yes, Dragușca? Yes, but it's beautiful in here. Ok, let's go. Lăsăm băncuța spate, lăsăm minunata priveliște cu apă verde și ne continuăm drumul. Este super interesant. Se pare că ne apropiem de un alt loc în care te oprești pentru priveliște frumoasă. What is this? Du-du-du-du-du, small animal. Aha. I'm scared. Deci locul cu numărul 2 în care avem priveliște frumoasă în drumul nostru spre cascade. Ia să vedem. Ăsta este locul cu numărul 2 în care vei avea o priveliște frumoasă. Din păcate nu există băncuță, dar poți să stai pur și simplu să admiri. Îți trece oboseală, îți trece tot. I think after you see all these places, you are not tired anymore. You don't need a bench here.
No. No? No. You can watch it like this. Smoke cage. That's why people, this man told me, hey, you must come here in the morning to make shower, to swim. Yes, I think it's good. In the night it's cold. Let's go try water. Trecem și de locul cu numărul 2 și ne îndreptăm spre locul cu numărul 3 sau poate chiar ajungem acolo. Să vedem. Și pietrele astea albe, frate. Mamă, e minunat. Poți să faci poze acolo, uite cum face băiatul ăsta. Bravo. Victoria, you want a picture there? I would like. You would like, huh? Yes. I will make you a better picture, Victoria. Okay, I hope. Super! Mamă, ce șmecher e! I told you I will make you a better picture. Yes. Vrei să vezi și în jos, Karen? Bam! Victoria, how you feel? Oh, I feel so good. I feel like I am somewhere in the up point of the mountain, but I am not. Incredibil, în mai puțin de 10 km, ești în cea mai spectaculoasă zonă montană în care ai fost vreodată. Exact. Sper că mai ești aici, da? Ne-am oprit pentru fotografii, Victoria. Până acum merită totul. Am luat-o pe aici, pe aici. Și am plecat. You see Victoria. Wow. Ce e aici, frate? Băi, ești nebun. Yes, I'm here. We are on the waterfall. It's our first time when we are on the waterfall together. Yes, yes, yes. Yes, I'm yes, so yes, happy. I agree, we like this atmosphere. It's amazing. And the color of this water is amazing. Yes. Suntem mască. Suntem mască. Și we still have... I think it's not this, no? I think it's bigger. No, no, no. There is mama, still mama, steps. Mama, de-abia aștept. De-abia aștept. Mergem, mergem, mergem. Haide, Victoria, you finish your picture for Instagram. Yes, I finished, now let's go. Haide, să mergem mai sus acum. Fii atent ce-i acolo. Fii atent. Nebunie. Urcăm mai sus acum. Trebuie să ții de aici. Wow! Victoria! I think we arrived to biggest part of this waterfall. Look there! Wow! I think this is our destination. Mamă, ești nebună, am ajuns. There is the whole like jacuzzi. Yes. I think upper is on the front What do you think? Mm-hmm.
Bă, deci n-ai cum să nu-ți placă. Deci n-ai cum. După un kilometru jumate de mers, kilometru jumate, cel mai scurt kilometru jumate din viața mea, dacă pot să spun așa, merită cu vârf și îndesat. Mă gândesc dacă vii aici și faci și baie în chestia aia. Lumea ne-a spus că, în general, dacă vii dimineața când e foarte cald, poți să faci și baie în jacuzzi ăsta. Haide, slowly, slowly. Bravo. I hope this video will not see my mother and my grandmother. No, it's they only for us. They will be so scared. E rece? A? E rece? Da? Nu. Ba da. Ba da, tu zis. You've been told. Ah, da. E rece? I told you. It's hot. E, e rece? Da. E rece? E rece. E rece. E rece. Cascada di Mossari este una dintre cele mai bine păstrate bijuterii ale insulei Lefkada. Se află în mijlocul insulei și este cea mai importantă atracție de munte de pe insula Lefkada. Sunt împreună cu Victoria și vedem bijuteria din Lefkada. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Noi ne vedem săptămâna viitoare într-o nouă destinație a insulei Lefkada. Până atunci, v-am pupat și pace!